Doamna Ana i-a pus Mariei să mănânce și acum plângea. Și ușor, ușor s-au strâns și fetele în bucătărie. Am văzut că a venit și Cătălina și vorbea cu ea. A venit și Irina, a venit și Sabrina și mama lui Sabrina. Mama lui Sabrina o întreba pe Maria dacă îi place mâncarea. Și Maria a început să le povestească ce s-a întâmplat. Știți că după amiază a fost la medic și din câte am înțeles nu prea este ok și că am trebuit să aibă o intervenție chirurgicală, dar nu e totul foarte simplu așa, pentru că ea spunea că, uite, am să-ți povestesc, îi spunea Irinei, cât de mult s-a schimbat viața mea de la prânz până acum și poate că o să-ți dai seama că totuși nu este atât de grav ceea ce ai tu sau ce crezi tu că prin ce crezi tu că trei sau ceva la modul ăsta. Și toată lumea s-a adunat în jurul ei și stătea așa, săraca, chiar ciudat.